De asemenea, lipsă de locuri de odihnă sau mai bine zis de distracție pentru tineriet. Scopul acestui seminar desfășurat la Drochea a fost instruirea specialiștilor din cadrul mai multor consilii raionale în vederea amplificării potențialului de atragere a investițiilor. De a pregăti specialiștii din consilii raionale pentru absorpția investițiilor europene, care sunt tot mai frecvente în Republica Moldova, astfel ca încât aceste fonduri să vină nemijlocit direct în raioane. Raioanele tot mai bine singuri își cunosc problemele. Participanții la seminar au propus spre dezbatere diverse proiecte sociale menite să îmbunătățească bunăstarea locuitorilor din raionul Drochea. Am prezentat un proiect și anume cu numele de construirea unui bazin acoperit în orașul Drochea. Cel mai interesat ar fi tineretul. De asemenea, sunt școlile, autoritățile publice locale, care vor ajuta la construirea acestui proiect. Participanții la seminar sunt de părerea că asemenea evenimente sunt necesare, utile și oportune, deoarece prin intermediul lor, atragerea investitorilor străini devine un obiectiv cât se poate de real. Aceste seminare sunt binevenite. În acest mod, noi putem să atragem investiții și să implementăm mai multe proiecte. La seminar au participat reprezentanții ai consiliilor raionale din Dondușeni, Râșcani și Drochea. Ședințele au fost moderate de experți din Polonia. Pentru luna septembrie curent este preconizată instruirea specialiștilor în elaborarea studiilor de fezabilitate, iar ca finalitatea acestor instruiri, în luna octombrie, va avea loc un schimb de experiență a specialiștilor din 6 raioane ale țării cu cei din Polonia. Z Dondușeni.